Am vorbit cu Mona. A zis să trebuie să te ia înainte de party. Da? Ia. Unde-s țigările? Uite-le aici. Da. Uite, stau la computer. Nu, mamă, nu mă distrez. Lucrez la ceva pentru job. Nu. Păi, nu știu când putem veni. Păi că avem mult de lucru de aia. Vic? Vic încă-și caută de lucru. Păi, uite așa că n-a găsit, nu știu. Da, bine. Bine, mamă. Da, o să te sunăm, sigur. Bine, tata ce face? Bine. Bine, hai te pup, pa. De ce nu ai zis să ne trimită bani? Pentru că, în mod normal, noi ar trebui să le trimitem lor bani. De-aia. Nu știu, chiar mă gândesc să dai un aragaz nou, că tot cu ăla de acu 20 de ani să... Nu vor, domne, să renunțe la el, nu știu, nu știu de ce. Da, poate fac eu o rată de Crăciun și... Păi, eu când plătesc la anul. Bă, cât timp merge, e bun și ala. Numai că tu tot timpul trebuie să te lingușești pe lângă ei. E pe dracu. Ăla consumă mai mult, că e vechi. Utilitățile noi consumă puțin energie. Ce, și de-aia merg să iei. Încep cu chestia dar asta, nu încep cu nimic. Nu încep cu nimic. Să știi că mi-a zis mie vânzătorul când a fost să văd frigiderul. Și era foarte serios. Păi normal că e serios, doar vrei să fie glumeț. Ți explică și el ce trebuie. Numai ca să cumpere chestii multe. Asta înseamnă că e și adevărat. Băgă și el ceva mambo jumbo și tu cazi în plasă. Logic. Lasă, nu-i chiar așa. E, mă rog, cum vrei tu? Oricum, trebuia să-i zici mamei să ne dea bani. Dar nu puteam să-i spun așa ceva. Puteai. Problema e că ai mințit-o. Și de aia ți-a fost frică. Mă rog, hai că nu mai merg să discut acum de asta. Și știi ce, chiar dacă chiar vrei să știi, mie mi-e jenă să le cer. De ce nu le cer tu, că tu ești ăla fără job? Tu ești copilul preferat. Păi, și asta e vina mea, nu? Dacă nu vrei și nu vrei să muncești, ce să-ți fac? Nu că nu vreau. N-am găsit nimica. Da, da. Măcar dacă terminai și tu faculta aia. Faculta aia e de rahat, nu se întâmpla nimic acolo. Da, dacă ai fi putut face ceva. Da. Știi că chestiile astea sunt importante pentru ei, ce naiba? Știi ce puteam să fac? Să dau foc la clădire. Ăla, ai scos bani de pe card? Da, mă, ți-am mai zis odată azi, ce dracu. Ok. Deci avem destul să ne îmbătăm, da? Stai leger. Lejerianul că o să ne facem muci. Auzi? Ce? Am văzut ieri un DVD player super mișto acolo în centru. Ce zici? Da, avem deja, dar ce-ți mai trebuie? Păi, ăsta e mai bun. În plus și Mona și Alex și-au luat și să știi că au zis că e super. Păi credeam că ne luăm MP3 player. Dar o să ne luăm și din alea. Când? Imediat după ce luăm DVD player-ul. Și până, tot timpul să duce mai bun. Păi chiar e mai bun. Este că tot timpul de când te ții după Moni și Alex, nu mai faci nimic ca lumea. Cine vorbește? Umpli tot timpul după curul lor. Eu nu umplu după curul lor. Tu ești ăla care de când cu Alex nu stai decât pe mes toată ziua sau te joci tâmpenia aia de joc. Lasă că nici tu nu ești mai brează, tu ești la Second City toată ziua. Și la lor, ce să mai vorbim? Deci eu măcar am bunul simț să-mi pun căștile. Pe când tu mă obligi să-ți ascult șuterele la împușcături, țipete și alte tâmpenii. Nu, dar pe bune zici că e film horror decât știi ce film horror ești tu cu telenovelele tale? Așa ca să nu rămâi dezinformat. Sex and the City nu e telenovela. Nu mă interesează. Ba, să te intereseze. Căcat, este real de la cinci. Na, mare brânză. Și acum ce propui? Să mă joc și eu șutere toată ziua, nu te supăra. De ce nu? Mă rog. Și să știi că sunt foarte mulți tipi care se uită la Sex and the City. Serios? Poate gay? Numai tipii gay se uită. Da, sigur. Știi ce ai că nu mai am chef de discuția asta. Vin după mes. Normal. Niciodată nu ai tu chef să termin ce fac, sigur. Dar nu e ocupat, intră pe mes. Gata.
Eu te enervez, nu? Well, și tu pe mine mă cam enervezi. Tu ți-l mai amintești pe Piro? Piro. Da, mă. Mamă, ce nebun era ăla, nebun de legat. Da, mă. Parcă a încercat să dea foc la liceu, nu? Și l-a prins pe omul de sport. Oricum era deștept băiatul. A rezolvat cu o sticlă de whisky și un trabuc. Ai, mă, pe bune? Mhm. Dar că s-o oricum avea bani, era babangagiu. Stătea la vilă și la tot. Nu mai ții minte că îl aduceau șoferul cu mașina, merțan din ăla cool. Da, mă, chiar. Oare ce mai face la mea? Știi ceva de el? Păi m-am întâlnit cu el astăvară. În rai. No. Ai fost la rai, nu-mi spune. Tu. Da. De ce nu? Păi ăla-i club de curve, mă. E și... Incredibil. Măcar erau gagici faine, ia zi. Oho, bune. Mhm, bune, da. Bun, zi și cu Piro, cum te-ai întâlnit? Păi eu încercam să agăț o gagică și după aia a apărut asta. Gică, e gagica mea, ce faci? Fix pe aia liberit-o. Dar cum trebuie acum, că s-a arătat ca naiba? E, acum arată bine. Eu nu știu ce și-a făcut. Așa, un pic coco, dar e ok. Coco, meaning? Cocalar. Manelist. Nu știu o expresie oricum. Da, și-a oxigenat părul, s-a mai înălțat. Nu știu cum, că în a 12 era mai mic de statură. Cred că o fi plătit taică sunt tratament din ASF. Dar nu-mi spune că erai singur pe acolo tu. M-am dus cu doi prieteni. Pe aia s-au îmbătat cu ceva cocktail molotov și pe aia au plecat acasă. Că era rău. Păi da, și tu cum te-ai mai rămas? Păi de ce să nu rămân? Am plătit și mult la intrare. Da, și găgiu până la urmă m-a recunoscut. Era un pic băut așa. Cred că aș fi băgat ceva. Era cam action. Și a început să-mi facă cinste. Nu știu, chiar mă gândeam așa. Eu n-am mai văzut de atunci. Și ce mai zice? Călătorește. Și că a murit taică-su și i-a lăsat tot. Și fiecare an rade vreo 500 de mii de pară. Norocul băiatul. Te-ai mă zi gagică asta, tare curioasă. Cum arăta? Era din aia cu kilos de latex pe jumătate bucură? Cam așa. Mă, era hotipa și zicea că a agățat-o acum o săptămână. Nu, ea l-a agățat-o pe el, da. Zicea că se îmbracă cu haine de marcă și că atunci vin gagicile la el. Le mai cumpără ceva de burt, le mai dă niște bănuți. Așa are mai multe deodată. Asta e o nimică. Ci că a găsit o tailandeză și nu știu cum a făcut-o să vină cu el în România. Da, ci că e mama lor. Mă dă o dracu. Ceva fotomodelă din aia internațională. Tailandeză. După aia ne-am dus de la casă. Asta chiar mă interesează. Ia, cum era casa? Cool, mă. Avea și piscina și tot acâmul. Dar la un moment dat, gagică-s asta s-a îmbătat și a început să facă un show. A băgat un taxi, a trimis-o acasă. Oricum era cam proastă. Fel mai de unică folosință. Mamă, frate meu, dar te-ai făcut rău de tot. Ai mă, era proastă din cale afară. Avea corp fain și față ok, da, atât. Păi da, dar eu credeam că tocmai astea îți plac. Da, da, până la un anumit punct. Ah! Știi ce mi-a zis? Ce ți-a zis? Că liceu era mort după tine. Și oare nu știa cum să-ți spună, era rușină. Foarte distractiv. Nu cred. Da. Și ia zi, cum îl chema pe ăla? Că îți plăcea ție, hă? Deci, Călin? Hai, te rog să termin cu tâmpenia asta, da? Acum am căcat pe mine de râsându-mi spre casă. Foarte distractiv. Ai început să râzi tu de mine acum, sigur. Ca și tu cum erai mult mai breaz în liceu. Știi ce? Eu încercam să fac ceva figuri. Cum ai încercat cu Mădălina, nu? Colega mea mă punea pe mine să-i trimit bilețele, să aflu număr de telefon. Mamă, frate, mi-o dat tântă loc, mai erai și tu. Asta e. Figur? Da? Da, eu sunt. Thank you.
Ce-ai, mă? Vic, au sunat de la bancă. N-am plătit. Ne iau tot, Vic, ne iau și apartamentul.